vise și o să-i reconstruim. Și ca să-i reconstruim o să folosim mușchiul din spate, mare dorsal. Și pentru că sânii au fost destul de voluminoși și mușchiul de pe spate nu este suficient, o să punem și niște implanturi. O să recoltăm mușchiul de pe spate, da? Tăiem bucata asta de piele, intrăm pe sub piele, desfacem mușchiul de aici, de jur împrejur, și îl băgăm, îl transferăm pe aici prin axii, îl transferăm în față. Cancerul de sân nu se tratează de către o persoană, nu este un singur medic care ia decizia legată de tratament. Este decizia unei comisii oncologice. Sunt implicați oncologi, radioterapeuți, chirurgi. Ei se ocupă de partea de tratament, dar foarte important, dacă vrem să tratăm bine, trebuie să știm ce tratăm. Și atunci avem nevoie de imagiști, avem nevoie de anatomopatologi. Ei ne dau imaginea completă a leziunii. Știm ce tratăm, știm cu cine ne luptăm și știm ce tratament să folosim. Devine totul mult mai simplu. Chirurgia în cancerul de sân rămâne pentru moment principala metodă de tratament. Dar, pe de altă parte, oncologia avansează foarte mult, apar tratamente din ce în ce mai eficiente, tratamente oncologice, astfel încât, în mod paradoxal, tocmai în cancerele agresive, reușim cu tratament oncologic să facem să dispară cancerul din sân. Și atunci se pune problema, mai am nevoie de chirurgie? La momentul acesta răspunsul este da. De asemenea, am făcut niște testări genetice. Și doamna are o mutație care a dus la apariția acestei probleme. Și de asta am fost nevoit să scoatem ambii sâni. O mastectomie profilactică pe o parte. Și noi am scos niște ganglioni. Și doamna doctor Sandra Kim, care este medic anatomopatolog, i-a verificat pe acei ganglioni și ne-a spus că sunt curați. Asta înseamnă că nu trebuie să scoatem mai mulți ganglioni. Testarea genetică pentru celulele sănătoase o facem ca să vedem dacă există o mutație genetică, dacă doamna respectivă s-a născut cu o genă care nu funcționează bine, gena respectivă poate să fie moștenită sau poate să fie apărut atunci pentru prima dată. Da? Și dacă există această mutație genetică în celulele sănătoase, înseamnă că și sânul contralateral, sânul opus, este predispus să facă astfel de probleme și atunci ne gândim la profilaxie. Deci, din acest punct de vedere, testarea genetică ne poate schimba tratamentul chirurgical. Pe de altă parte, dacă ne gândim la celulele tumorale, cancerul, în general, este produs de niște mutații genetice. Îl putem considera o boală genetică. Și atunci am învățat să ne uităm în celulele tumorale, vedem ce gene sunt modificate și, în funcție de asta, noi stabilim anumite tratamente. Îi oferim pacientei un tratament personalizat. Știm că anumite mutații genetice înseamnă că celula este sensibilă la anumite tratamente. Aici depinde foarte mult de doamna respectivă, de așteptările pe care le are și este rolul chirurgului să-i ofere așteptări realiste. Sunt multe doamne care confundă reconstrucția de sân cu augmentarea mamară. Sunt lucruri absolut diferite, operații diferite. Cel mai bine reconstruit sân nu este un sân natural. Da? Nu o să arate, nu o să se simtă, nu o să se comporte precum sânul natural. Dacă doamna înțelege lucrul acesta, atunci, după operație, va fi mulțumită. Dacă totuși pleacă de la premiza că, ok, reconstrucția asta, de fapt, este o augmentare și o să arăt ca, nu știu ce, model, atunci va fi dezamăgită, pentru că lucrurile sunt absolut diferite. Doamna, când vine la noi, nu vine numai cu sânul, vine cu o încărcătură emoțională.
diagnosticul de cancer în zilele noastre, din păcate în România, încă este asociat cu o evoluție nefastă. Din fericire, lucrurile s-au schimbat foarte mult. Și asta, sigur, este și meritul chirurgiei, dar în special este meritul oncologiei. Tratamentele pe care le avem în aceste zile, în 2024, sunt niște tratamente foarte eficiente. Cred că este important să schimbăm mentalități. Să facem doamnele să înțeleagă că un diagnostic de cancer nu înseamnă un sfârșit, este de fapt un început, începutul unui tratament, începutul unei lupte, iar la sfârșitul acestei lupte o să fim învingători. Da? Sigur că putem să ajutăm medicul venind de vreme la tratament. Sau, și mai bine, făcând teste periodice. Când vezi că ai reușit să vindeci o boală considerată, mă rog, în urmă cu 50 de ani incurabilă, e mare lucru. Da? Și experiența asta, când vin paciente pe care le-am tratat acum 10 ani și sunt foarte bine, mă ajută să le spun noilor paciente că totul va fi bine. Da? Mai sunt și studiile care mă încurajează foarte mult, așa că cancerul este vindecabil.